partid mai nou înființat. Domnul Tomac are congres, dar nu apare. Două congrese. Ascultați, ceea ce s-a întâmplat. Domnul Tomac nu vrea să vorbească. Dom'le, ceea ce s-a întâmplat cu PMP-ul este absolut inacceptabil. Atât domnul Drulă, cât și eu am fost prezenți la două congrese, acte de voință evidente, de 1000 și ceva de oameni, cu reprezentarea din fiecare organizație județeană, oamenii care reprezintă PMP-ul, care sunt consilieri județeni, primari, viceprimari, consilieri locali, practic 90 ceva la 100 din partid. Cum să nu se pronunțe justiția? Se spune, domne, albă sau neagră? Pentru că justiția în cazul ăsta este mai mult așa ca un fel de notariat. Pentru că ei trebuie să judece în baza articolului 24 deci, al legii. Mai mult ia act de ce s-a stabilit în 2 ani de zile să este o transcriere pe cale administrativă care are termen 15 zile. Domnul Eugen Tomac așteaptă de 2 ani de zile. Are o sentință în sfârșit dată pe 1 februarie care ar trebui să fie executorie. Și acum apelul e pus abia pe 3 aprilie, fix cât să nu se mai poată înregistra. Și ce bănuiți? Haideți să vă spun că bănuiți că a fost un plan dincolo de etape? Dincolo de aspectele juridice. Lui Eugen Tomac are o vină foarte clară în ochii actualei puteri. N-a vrut să meargă nici la PSD, deși puteți spune dumneavoastră, n-a vrut să meargă nici la PNL. A vrut să rămână în această opoziție, în această dreaptă unită împotriva PSD-ului galben și PSD-ului roșu. Despre asta e vorba. Despre asta sunt termenele date, tergiversările, intervențiile și mașinațiunile, inclusiv decizia de la BEC, în care Ciolacu, atenție, că dumneavoastră aveți multă experiență, urmăriți politică, este la nivelul de umflare a capului pe care îl are cât un PSD-ist de ăsta care visează toată puterea. L-a avut Năstase la un moment dat, l-a avut Ponta, a ajuns la nivelul ăsta încât nu se mai ascunde. L-a pus chiar pe reprezentantul lor să ceară explicit respingerea alianței, iar voia i s-a făcut. Cine a fost agitatorul din Biroul Electoral Central? Cine a fost astăzi agitatorul principal? Domnul Toni Greblă, președintele AEP, PSD-ist Sadea, a agitat apele acolo și a amenințat pe toată lumea că ăștia trebuie să nu fie acceptați. Mâine merg...